Stimați telespectatori, continuăm itinerarul nostru prin comuna Ciudei, regiunea Cernăuți, Ucraina. Ne aflăm acum la domnul Costică Tărâță, din satul Ciudei, zona Racovăț. Acum da, un cot, o un parte cot de sat, da. Cotul satului se cheamă Racovăț. Stimați telespectatori, după Ziua Națională a României, am petrecut o seară cu cântec românesc, cu poezie românească, aici, la acest mare gospodar, Costică Tărâță. Am rămas impresionat de modul în care a fost primit, de prietenia și de căldura fraților noștri din nordul Bucovinei, aici, la dumnealui. Acum, împreună cu colaboratorul și prietenul meu, profesor Nicolae Hauca, ne aflăm în casa bunicilor. Da. Noi mergem pe ideea păstrării tradiției, a obiceiurilor noastre și mai mergem pe ideea locuința părintească nu se vinde. Casa părintească nu se vinde. Așa e, casa părintească nu se vinde. O să vedeți aici un model de respect față de bunici, da, față de părinți, ce a făcut acest, îl consider, prieten deja. Mulțumim! Poftiți, domnule, știi că prezentați telespectatorilor. Da, puțin așa. A fost o casă părintească a bunicilor, unde am petrecut copilăria. Aici era un profesor Țămichi, când trăiau ei, era un pătuț mic. Matras, nu matras, era din paie, adică... Noi zicem Salteaua, era din paie. Da. Și eu, toată copilarea mea, am petrecut-o aici, am făcut eu o ușă în partea aia altă, că am făcut o camară și nu știu ce. Dar aici a fost așa. Și a fost drag, frumos, sfânt, scump, bun, plăcut, na. Că așa atâți am petrecut, cred că atâți știm, ne aducem aminte, cum e copilăria care a fost. Atâți a fost tot îndrăjat în fel. Am avut tipuri mai bune, mai frumoase, mai împlinite, mai păcate, mai... Na. Mai buni, ca cum a fost cândva pe timp. Și asta era, la bunica era, bucătărie era aici. Și, na, am renovat înapoi cuptorul ei, care au fost, care au făcut de mâncare, care am trăit, eu hrănit de aici, da, da, de la cuptorul ăsta. Și, na, în partea cealaltă avem, cum zice la noi, casa cea mare, nu? Da, casa cea mare. Casa cea mare. Așa, da. La noi, se spune, spune casa cea mare, asta a fost casa cea mare a bunicii. Și sopa aia... Erau icoanele. Noi am mai înschimbat. Dar sopa a rămas, dar bunica exact atât cum a fost, atât a rămas așa. Adică am mai dat lutul jos, am mai usul iar de nou cu lut, am varuit-o... Deci e original? Original, da. Dacă vă uitați la ușiță, am zis așa mai... Eu m-am convins că e foarte bine lucrată, pentru că am dormit o noapte aici, mă s-am simțit foarte bine. Cu braț de lemne a fost foarte cald. Da. Așa era pe timpuri, dar frumos, da. Și nouă unii drag, avem unii veni, cu cineva ne întâlni, da, sunt niște lucruri... Pentru prieteni. Pentru prieteni, da. Sunt niște lucruri frumoase, am avut multe lume din România în care mă cunosc foarte multe lume și așa, cum se spune la noi, moștejește, bătrânește. Da. Da. Aveți o gospodărie anexă aici formidabilă, cu căprioare de... Da, mai la vale. Cu... Asta cu nici, dar casa părintească e mai la vale. Bordeja, da. Dacă prezentăm telespectatorilor din România, zic că suntem singura televiziune în care prezentăm realitate din nordul Bucovinei. Merge, da. Da. Stimați telespectatori, am revenit la mare om, mare gospodar al Ciudeiului, al regiunii Cernăuți, mare gospodar român Costică Tărâță. Domnule Tărâță, domnule Costică, vă rog să vă prezentați românilor din țara mamă. Cine sunteți dumneavoastră? Unde v-ați născut? Ce activități ați făcut? Pentru că noi, eu împreună cu domnul Nicu Hauca și cu sprijinul televiziunii, Telemoldova Plus, care e televiziune națională și în ultimul timp devine și internațională, pentru că au filială și la Londra și la Chișinău și prin noi au filială și la Cernăuți.
Eu vreau să fac cunoscută activitatea comunității românești de nordul Bucovinei în țara mamă. Domn profesor, ce putem să spunem? Mai puțin, noi vă vorbim puțin. Da. Și, na, ne-am născut. Foarte. E tare bine și frumos că nu vorbim noi, dar vorbiți faptele noastre. Exact. Atunci e bine, e plăcut, e mulțumit, e împăcat, e trăit, adică cum ar trebui să fie. Ne-am născut în satul Ciudei, ne-am născut pe cotul ăsta de sat, un cot de sat în Ciudei, Rocoveț, un cot, deși mai buni oameni, mai cum se cade, mai umanos și mai mari gospodari. Și mai mari gospodari, așa, e cotul ăsta, să știți. Nu că m-am născut eu aici, dar tot timpul cotul ăsta de sat s-a slăvit cu mari gospodari și buni oameni. Și activități. Când ne-am început primul care am început în viață, prima activitate, na, cu lemnul. Aveam un gater, niște pânze care am cu lemnul. Am lucrat, am tăiat, acum s-o cam mai terminat, s-o schimbat timpurile, dar, na, așa, am mai un restaurant, mai un magazin, nu știu ce, na, nu știu cum să mă exprim corect, da, da. Nu știu cum iasă bine. Da, trebuie să spuneți că aveți cel mai frumos restaurant, Grand Palace. Grand Palace, da, în Craiova, da, pe Valea Crestei. Da. E un restaurant frumos. Și în fel de afaceri și în plâng. Da, chiar și în România avem, da. Și, da, așa. Mă cunoașteți cu oameni din România? Da, multă lume cunoaște, mulți preoți, călugări, chiar când de stare de la bună, să fie prieteni buni, poate vedeți să fie că așa, da, și prieteni, și un slujb bun, da, frumos așa, protocolul nostru de surjuneță, mare prieten al până vedeți să fie. Și multe călugării, da, de ce acum de la Putna, până la Sicăstria, Târgu Neamț, Răsirea Neamț, Secu, na, cel mai frumos loc mi-era drag, cândva mi-a fost numărul 1 Cuvioasa Teodora pe vârful Muntiului, la Mănăstirea Sicăstria pe vârful Muntiului, la Cuvioasa Teodora unde ieșe peștera ei. După aia ne-a apărut Piatra Tăieturii, era pe lângă Antonie, Dumnezeu să-l ierte, acum nu mai este, e de lumea asta. Pojorita, iar ca loc, ca mănăstire, ca extraordinar de frumos. Și în cât loc unii am intrat, cu tot unde ne-am cunoscut și suntem și prieteni mari. Azi, la România, azi e Sfântul Nicolae. Da. Părintele Nicolae de la Mănăstirea Nicula ne-a invitat, dar n-am putut să mergem, că n-am putut. Da, el ne-a sunat, ne-a invitat. A venit noi aici. Da. El tot a fost aici, nouă dată, de mai multe ori, da. Ne-am întâlnit, da, prietenim, colaborăm frumos, cum se spune la noi, mai simplu, așa, mai țărănește, ciobănește, țărănește, omenie, simplitate, atât, da. Nu știu, poate n-am vorbit eu cum trebuie, dar așa. Ați vorbit foarte frumos, foarte frumos, super. Eu vă zic că poți să mai vin pe aici. Da, cu mare drag, așa. Să vin împreună, să vin și cu o delegație de oameni de afară, de România, vedeți noastră, e adunat pe cei din zonă, împreună cu bravul noastră primar, care e un om extraordinar. Am înțeles și sunteți în relații bune și consulatul general. Da. Acum poate invităm și consulatul. Da. Poate să-l arăt să-l gândim. Eu vă mulțumesc foarte mult. Doamne ajută!